Da. Deci puneau, când sunteți bine, luni facem la... Și fetele... Și aruncau sutienele și... Păi cântam la chimie, la medicină, unde erau mai mult fete. Da. Și noi dacă nu eram sănătoși la cap... Și acum cine ne iubește, sutienele sus! Băi, ești nebun! Le scoteau alea imediat! Frumos, așa, ca deci să... ar fi putut avea autocare de alea de grupis, cum au trupele mari. Aveam doar un microbuz de... E țară mică, măcar cum e. Țară mică, mese puține. Veneau după voi? Veneau. Wow. Veneau după noi, dar veneau și alea, veneau și de alea nesănătoase la cap. Adică... Simți că dacă n-ar fi venit ruptura pe care o știe toată lumea și nu are rost să o discutăm acum, ați mai fi continuat în același ritm mult timp? Că orice trupă are un... vârf. Din punct de vedere muzical, era ok. Adică eu cred că... Putea să o mai duceți încă 10 ani? Da. Și mai e o chestie. Sunt puține trupe care rezistă. Ce durere am avut eu de la plecarea asta cu Talisman. Și suferința mea cea mai mare după plecarea de la Talisman este că eu am căzut de undeva de sus. Da. Deci am căzut și m-a durut foarte tare. Când caz de sus, bă, te doare rău de tot. Adică da, am suferit. Eu am avut o perioadă, un an aproape, de doi, nu vorbeam cu nimeni. Deci nu am vorbit. Singura cu care mă spătuiam și vorbeam așa era Emma. Și... care cred că te-a și echilibrat. M-a și ținut așa pe linia de plutire, pentru că o să reușești, stai liniștit, că e tot ok, mă rog. Dar cea mai mare durere este că eu am căzut de sus. Știi că, uite, de exemplu... nu dau un exemplu de la noi din țară, dar dau, uite, Rolling Stones. Merg așa, mai au un concert 2 pe an, în inerție, și că planez YouTube, holograf, să duc, mai cântă 10-20 de ani, să duc așa, adică în inerție. Eu am căzut așa, ca un bolovan. Și să o iei de la zero, deci eu am luat-o de la -2, nu de la zero. Nu aveam nimic, nici scule, nici bani, nici concerte, nici nimic. Deci am luat-o, iar, construiește, adă băieții ăștia, adună-i, fă-i. Bine, aveai doar banii pe care îi strânseai tu pe partea ta. Mai strânsesem, dar a trebuit să-mi iau o casă și nu eram prea bine cu... Bă, și culmea este că v-ați distrus, mai mult sau mai puțin, amândoi cariera, știi? Adică n-a fost ceva să zici, bă, unul s-a dus la chetă. Da, n-a fost să zici, bă, unul a luat-o, mamă, ca un avion. Și la coclipul altul, că a fost slab, a fost fraiera aia, dar s-a dus ălalt. Adică... Dom'le, omul s-a dus la OSIM, a mai spus asta la voi în emisiune. Și a tras el totul, piesele, palmaresul, discurile de platină, piesele, că el e Talisman, numele, și l-a scris pe numele lui. Bine, mă, ia-l și bagă-ți-l undeva. Asta spun, dar n-a reușit mare lucru. Nu umpleți stadioane cum făceați împreună. Păi n-a reușit, pentru că spun o poveste frumoasă și haioasă. Adică nu era ok să vă împăcați. Cu un gust amar, dar e haioasă povestea. După ce am plecat de acolo, s-a dus, aveam concerte luate în următoarele... 4 luni, 6, 8, 9 luni, luate concerte. Da, cu Talisman. Și s-a dus la un primărie. Dacă nu mă înșel, Târgoviște, cred că așa, s-a dus acolo, aveam o relație foarte bună. Eu vorbeam, de obicei, cu primarii, pentru că îți mai vorbăreți. El era mai mutulache, așa. El stătea la șpriț, dar eu de vorbit, eu deschideam carneala necesară. Da, de ce să facem, câți bani avem, ce buget, unde cântăm, câtă scenă, ce... Cum să faci? Da, așa. Cu comerțul eu mă băgam la... Da. Și... i-a primit primarul acolo, eu plecasem de la formație și a primit primarul, i-a omenit... păhărel de ceva, un aperitiv acolo, mă rog. Stăteau și vine primarul. Așa, și domn Tavi unde e? Tavi când vine, da. Ăștia toți cu capetele în jos. E povestită de un tehnic de-al nostru, adică care era la noi și mi-a povestit ăla. Adică nu e inventat. Da, da. Și ea toți cu capetele în jos. Păi și tu, dar când vine domnul Tavi? Păi stați că mai vedem, că nu știu. Mai pleacă primarul pe acolo, mai bine peste o jumătate de oră. Așa, și domn Tavi unde e? Ăștia... Și le ia Alina așa ușor. Domne, stați puțin să vă spun. Tavi s-a retras, nu mai cântă cu formația noastră. Primarul, după ce a fost drăguț toată ziua, adică i-a așteptat, că i-a omenit. A, da? Ok, da. Deci Tavi nu mai e? Nu, a. Păi și voi ce faceți aici? Așa, și voi ce faceți aici? De ce ați mai venit? Normal, mă, până la urmă. Se pierde. Păi da, huiduia lumea dacă vedea, nu? Așa, și voi ce faceți aici? Păi, ce să facem? Am venit să onorăm spectacolul. Da. Acum vrei să zici ceva, de la orice trupă unde pleacă solistul vocal... Bă, e cam gata. E cam păducă. Dar nu-i vorba... El e front. Nu de asta. Lumea e obișnuită să strige Beatman, Beatman, le-au pe, da, pe el îmi permit, da, că e prietenul meu. Solistul, da. Beatman sau Iris. Este foarte important. Uite-te la trupe mari, uite-te la Queen. Au încercat-o, Queen au încercat-o. Ei merg foarte bine cu asta, asta cântă ca un zeu. Deci vreau să spun că la... Da, sigur, conceptul era cu Freddie Mercury. Da, pentru că sună în ureche, asta e foarte nasol. Tu când te duci, tu fanul respectiv, când îi vezi pe tine, tu auzi deja ce știi. Când intră altă voce... Da, da. Soliștii au mai reușit. Soliștii singuri care au plecat, soliștii, au mai reușit. Peter Gabriel, adică sunt mulți care au mai reușit. E adevărat și când au plecat solo. Dar când vine altcineva într-o trupă mare, trupa aia trebuie să compună în continuare. Da. Nu să cânte din ce a trăit cu solist. Compună hituri, noi e complicat, o iei de la zero. Fața solistului. Iată zic, să compună hituri cu noul solist, pentru că oricine ar înlocui, oricât ar fi de bun, și au fost înlocuiri cu oameni șmecheri. La AC/DC a venit ăla care era mai bine. De la Guns and Roses. Da, care a fost foarte... Am văzut turneul cu ei când a cântat ca Dumnezeu. Dar nu era AC/DC. Da, nu, da. Și a venit vorba aia, solistul de la Guns, adică trupe pe același palier. Nu, trebuie să scoți cu noul solist alte hituri, alte, ca să-ți accepte lumea. Că altfel nu merge, e adevărat. Când pleacă solistul... Doar ea de la Pink Floyd mai cântă separat. Hmm? Doar ea de la Pink Floyd, Gilmore și cu... Cântă, dar tot așa cântă e. Separat. Da. Dar să știi că și la ei criticile sunt tot... Da, exact. Sunt și lumea tot duce e... dorul fostei. Am înțeles că s-au reunit acum, nu știu dacă... Că o să aibă niște concerte împreună. E posibil. Dar Gilmore e foarte încăpățânat. Vezi, mă, Tavi, să reunesc ei trupe mari. Nu vă împăcați? Nu? Nu vă împăcați. Nu, stai să spun de ce nu ne împăcăm. La noi nu e o discuție. Bă, nu mi-a plăcut cum ai făcut tu chitara la piesa aia. La noi e o chestie, în primul rând, de familie, în al doilea rând, financiară, în al treilea rând, prea multe. Mie mi s-a părut un fel de infracțiune asta. Să te duci să îmi iei numele, că eu am dat numele format. Să-mi iei numele, să-ți treci pe numele tău, că e alt... Stai mă puțin. Mai cunosc un caz. Da, bine, mai sunt mulți, dar nu... Dar mi se pare, adică, nu că de neiertat, că absolut orice e de iertat, dar... Bă, să premeditezi chestia asta, urât, ani de zile înainte să ne certăm. Adică, mi se pare urât. Mersi mult că ai trecut.